Asta cu frânghia de zi. În alegere, în anii 70, în alegere la școală. Am înțeles. În anii 70 era lecție la școală cu frânghia de nisip. Cu frânghia de nisip, a trecut o multă vreme. E subliniată importanța bătrânilor în viața noastră. Că tinerii, încă o dată, sunt puternici, pot face multe, dar nu le știu pe toate. Și înțelepciunea o capătă de la bătrâni. Inclusiv pe tărâm universitar se întâmplă același lucru ca pe tărâm spiritual. Dacă e, mai pomenesc și exemplul acesta. Un mare filozof, Mihail Ivanov, era de o vârstă bulgară, dar și-a trăit viața în Franța. Și-a scris o carte, chiar așa intitulată, Maestru spiritual. Și exemplele lui sunt pline de înțelepciune. Vă dau două. Un tânăr se hotărăște să învețe limba engleză. Dar nu se înscrie la un profesor. Își ia dicționar, își ia manualul de învățat limba engleză fără profesor. Își face și un orar, joi la ora cutare fac o oră de engleză. A făcut joia aceasta. Joia viitoare s-a potrivit ca la ora la care trebuia să facă, să aibă o întâlnire și a lăsat pe săptămâna cealaltă. Săptămâna cealaltă a fost chemat la școală cu o treabă, și așa, încet, încet, a renunțat la ideea de a învăța limba engleză fără profesor. Dar, dacă efectiv s-a înscris la un profesor, la care și plătește o sumă săptămânal, cât de voie, cât de rușine, se duce și încet, încet constată că a învățat limba engleză, pentru că are un dascăl. Și un alt exemplu este cu o tânără care am vrut să învețe să cânte la pian. Tot așa, și-a cumpărat manual. Și-a făcut un program. A exersat într-o săptămână. După aceea s-a lăsat pe tânjală. Dar, dacă și-a angajat o profesoară de pian la ora respectivă, cât de rușine, cât de voie, a făcut ora de pian și a învățat să cânte. Cam așa se întâmplă și în viața noastră spirituală. Avem nevoie de mentori, avem nevoie de bătrânii noștri,